Bună ziua din noi, iată, am zis că vă mai arăt ceva. Aici avem acest înmulțitor de la Suceava, la Viorel. O să vă arăt ce am făcut cu el. V-am spus că am omorât o parte din măci, dar o parte nu. O parte le-am lăsat în caz de... Putem face mai multe lucruri cu ele. Putem să le eliminăm data viitoare și să creștem o altă matcă, de exemplu. Sau putem pur și simplu să le folosim în caz că nu se împerechează bocii respective. Între timp le-am și marcat. Ia să le vedem. Am pus două rame la fiecare. Aici avem măci împerecheate, deci aia este scopul, măci care puteau să intre în friguri. Luăm bigudiul de aici. După ce am marcat, am băgat-o în bigudiu. E dată drumul și să vedem pe unde este. Ea este pe ramă în mod normal, fiindcă albina este a ei. Ia, ce frumos! Două rame cu puiet căpăcit și mai verificăm și dacă mai e nevoie, mai aducem mâncare. Dar deocamdată au destulă. Și în funcție de unde avem nevoie, o să le folosim. Deja am văzut-o pe matcă, deci e pe rama cealaltă, eu am văzut-o de aici. Le-am vopsit și așa vopsite sunt mai vizibile. Da? Iată ce de albina are un astfel de roișor. O mult puiet tânăr. Mătcuța era prin zonă, o văzusem. Iată aici la degetul meu. Ia. S-a zugrăvit un pic mai mult decât trebuia, dar e bine. Iată aici. Bun, cu portocali. Cam peste o săptămână mai devenim cu mâncare și îi dăm o foaie. Asta o să construiască foarte frumos foile. Deci va primi o ramă cu mâncare și o foaie. Până nu se împerechează măcile date, acum nu iau nicio măsură, le las în pace. Aici se poate da și botcă foarte simplu acum. Deci asta am făcut cu măcile din colonii. Le-am scos afară. Și în colonii am dat boci. Astfel opresc și roirea. Deci e o metodă foarte simplă de a opri roirea și a obține și o matcă. Mă uit dacă a ieșit. A ieșit. Ce am observat la ăștia, că după o zi deja elimină pătrântori afară, deci îi dă afară pătrântori. E clar că nu o să mai roiască. Sunt trântori adunați aici într-un colț. Verific mâncarea. Ia,
mai are mâncare, așa cam o săptămână ajunge. El nu poate să-și adune mâncare, clar. Iată și pe matca aici cu portocaliu. Un pic aici. Aici. Frumos. Gata. Punem la loc. Venim cu mâncare. Dacă m-ați întrebat cum i-am populat, sunt populați pe loc. Deci nu de la distanță. Am adus două rame cu puiet căpăcit. Și am scuturat alte încă două rame din familia respectivă, plus matcă. Și în familie am pus acum borci. Acea familie până se împerechează, dacă nu se împerechează din prima, mai dăm o botcă. Și dacă nici după aia nu se împerechează, alegem o matcă împerecheată de aici. Acestea sunt cele bune. Cele rele le-am decapitat. A fost un decret regal și au trebuit decapitate. Au făcut ele. Așa, mai avem câteva locuri în caz că avem nevoie de să creștem mărcuți. Așa. După ce le-am marcat, le-am băgat în bigudiu să nu risc, că n-am de ce să risc, și apoi ele le dă drumul când consideră ele. Totul e să nu le lăsați fără mâncare. Sunt micuți și puietul ăsta când ies se va avea nevoie să mănânce. Mătcuța este aici, un pic de culoare are pe ea. Ajunge cât să o văd. Deci aceste măci sunt de anul trecut. De aceea le-am și selectat, le-am pus deoparte așa ca să știu de ele. Așa frumos. Nu le pun încă folie că au nevoie de aer. Acest tub nu au posibilitatea să ofere așa mult oxigen. Iată și aici. Eu am băgat 4 bucăți aici, 4 mărcuțe. Foarte bine populat, deci arată bine, are albine suficientă. Dacă tot am pus mâna pe ele, am zis hai să le și marchez totodată. Foarte, foarte frumos. Deci dacă nu voi avea nevoie de ele, iată mătcuța aici, cu un pic de portocaliu, o lăsăm în pace. Aceste măci acum sunt odihnite în aceste nuclee și sunt rezerve, fiindcă eu am izolat niște măci și nu mă las chiar după acele izolatoare. Știu eu ce se va întâmpla cu măcile respective.
iar acestea vor asigura o anumită rezervă. Iată așa. Totul e în regulă. Le acoperim. Dar nu mai pun folie pe ele, doar le acopăr. Cu această păturică. Foarte frumos. Avem patru mătcuțe aici. Mai am una și în partea asta la altă. Să întoarcem camera. Aceasta este altă ladă. Avem un pic de fum. Mâine ne vom ocupa iară de transvazare. Aici, fiindcă e singur deocamdată, l-am pus la mijloc aici, să stea cu mintea aici la mijloc, l-am pus. E singur. Până vin și vecinii, mai durează un pic, până o să am boci la gata crescute. Iată așa, ne facem mătcuțe. Scot bigudiu. Uite dacă a ieșit afară. Deci nu vin cu siropuri, cu nimic. Peste vreo câteva zile vin cu o ramă cu mâncare și o foaie. Iar dacă se umple prea tare, o matcă pleacă și cealaltă se unește. Deci o mătcuță iară pleacă pe două rame din colonia respectivă, va fi rezervă și dacă vreau să mai cresc una, atunci ai pun boci sau vedem. Vedem cum va fi la momentul respectiv. Dar foarte ușor putem lucra cu aceste lăzi. Iată, aici avem suficient albină. S-au trezit și căței, ziua în amiaza mare. Așa. N-am văzut-o pe mătcuță, dar sigur este aici, albinuța e liniștită. Iată ce frumos e populat. Am auzit că sunt probleme cu popularea și țineam neapărat cont să vedeți că ce frumos se populează. Important e să aveți puiet căpăcit suficient și să scuturați destul albină, fără frică. Încă n-am zărit o pămăcuță. Este ea pe undeva. Se mai bagă pe dedesubt și nu zăresc. Deci cam așa se populează nucleele. Sau putem face roișuriată și pe mătcuță aici. Un pic de portocaliu pe ea. Iată, se duce dincolo și dacă prinzi să te uiți chiar când se duce, nu mai. Bun. Deci totul e în regulă. Așa. Deci asta am făcut eu, mărcile care, dacă le lăsam în stupi, cel mai probabil intrau în frigurile roitului. Așa mai bine am zis, hai să le dăm boci și vor aduc nea mâncare, nu vor intra în friguri.
vor crește o matcă, iar este la alte ori crește foi, poate să doneze puiet, unde aveți nevoie, depinde ce urmăriți. Bun, haideți, plecați acasă. Așa. Foarte frumos. Bun. Cam atât. Până la următorul film. Numai bine.